ambele fronturi. Probabil și străbunicii voștri. Din neam în neam, noi ne-am ridicat când țara ne-a cerut-o la greu. Băiatul meu este cam la a cincea generație care poartă numele. Să nu uitați că eu mă voi lupta pentru această țară și până la ultima picătură de sânge, chiar dacă va fi o nouă revoluție, probabil destinul meu a fost să mor pe câmpul de luptă. Câmpul de luptă al meu este aici, în România, pentru români, de aici, din diaspora și de oriunde. Vă mulțumesc! Care ne jefuiesc țara și în acest moment.